Iar în continuare, doamnelor și domnilor, îl cunoaștem pe domnul Vitalie Bârgău, care este și fondatorul și conducătorul artistic al acestui ansamblu. Bine ați venit, domnule Bârgău, la noi. Bună seara. Bine v-am găsit. Și salut și pe Adriela. Adriela Bejenar? Da. Bejenar. Adriela, salutare. Bună, Adriela. Mă bucur să vă cunosc. Încă o dată spun asta. Am zis asta de tare multe ori, am tot repetat și la început și acum, dar chiar îmi pare bine. Și piesa asta așa frumoasă, spuneți-ne. Este un cover al lui Cătălin Stepa. Cătălin Stepa este fiul Tatiana Stepa, care îi cunoaștem și știm foarte, suntem prieteni foarte buni. Foarte frumoasă piesa asta. Domnule Bârgău, haideți să ne faceți așa o introducere în povestea punctul pe ei. De unde? Cum? Din 2015, cred că ați fondat ansamblul. Cum? Are istoria aparte. Punctul pe ei are istoria aparte. Și formația, deci, are alte istorie. Pentru că genericul formației l-am dat de la versul lui Adrian Păunescu, punctul pe ei. Întâmplător, peste o an de zile, am făcut cunoștință cineva de la Craiova, doamna Madalina Amon, care avea și ea un punct pe ei și tot niște gitariști. Și ne-am întâlnit la Calafate. Din întâmplare, așa, întâmplare, da? Da. Păi, să nu fii supărat, pentru că este punctul de ei din România, de la Craiova, și este punctul pe ei de la Drochea, de la Basarabia. Da, așa, asta i-am dat și genericul, pentru că punctul pe ei este o piesă pe versul lui Adrian Păunescu, care a fost printre primele. Și la atestare trebuie cam să-i dăm... Păi mă gândeam, dintr-un fel în altul, hai să-i pune punct pe ei. S-a primit bine, știu. Da. Și a prins. A prins rădăcini, așa, încet, încet, dar prima dată am încercat cu fiica mea. Fiica mea avea 14 ani, cu nepoțica mea avea 13. Și eram la un concert odată, nu mai țin minte, de unde le-am învățat pe ele la gitară. Și, cu mine, mergi cu Nanu Vitali. Haide. Și acolo, prima dată, am avut un succes, pentru că erau niște puștoace micuți, așa, au cântat de frumos, live am cântat. Și zic, da, ce să nu încerc să fac așa, să-i adun copiii să-i învăț să cânte la gitară. Și cum i-ați adunat? Din diferite școli, din diferite localități? Eu, încet, așa i-am adunat, pentru că le vine greu, unul îți dă mai ușor, altul îți dă mai ușor, altul îți dă mai greu. Deci mulți din părinți stau cu grijă, băi, dar dacă n-ați cânte? Băi, au scânte, vă spun eu, dacă vine la mine, au scânte. Și cânte. Bună asta. Ați văzut și dumneavoastră. Da, da, da. Adriela, spune-mi un pic despre povestea ta cu punctul pe ei. Cum ai ajuns să faci parte din ansamblu? Păi, cântam la chitară de ceva timp, la școală de muzică, însă acolo învățam doar interpretarea instrumentală. Și am văzut mai multe concerte susținute de formația de chitariști .pi. L-am văzut și pe domnul Vitalie cum interpreta și am rămas foarte fascinată și vroiam și eu să combin interpretarea vocală cu cea instrumentală. Și astfel, într-o toamnă, am vorbit cu părinții și am zis că trebuie neapărat și eu să încep să frecventez orele de chitară la domnul Vitalie. Și acolo a început povestea mea. Și părinții au zis da. Da. Se poate. Desigur. Și chitară, tu de la ce vârstă o studiezi? De la 9 ani, dacă nu greșesc. Și acum ești în clasa? A 9. A 9, așa. Și bănuiesc că nu întotdeauna, sau bănuiesc, îmi imaginez, că nu e întotdeauna foarte ușor să echilibrezi toate activitățile tale. Ai și școala de bază, ai și muzica, dar le reușești. Le reușesc. Cumva, dacă am dorință și inițiativă și dacă depun munca asiduă și plus la asta, cred că este foarte important să avem susținerea persoanelor dragi și pentru că încurajările lor întotdeauna mă fac să trec peste toate momentele dificile. Eu vreau să știu dacă aceasta este componența de plină a ansamblului de chitariști, da, sau mai sunt copii? Mai sunt care vin de urmă, care se învață de bea. Ok. Se învață de bea. Că ei se mai schimbă, mai pleacă, eu trebuie să-i schimb tot. Știți cum? Că ajung, pleacă la învățat și să am alții de urmă. Deci îi mențin așa într-un numerar fix. Așa, gata, până aici. Mergem, știu de-am. Din timp să fiu echilibrat ca să pot, da, să pot îi combina, înlocui. Adică așa, totodată să tot programa de concert care avem pregătit, pentru că programa e bogată, avem de toate genurile de muzică, adică mai mult folk, dar mă refer la cei că suntem pregătiți și pentru 8 martie și pentru 1 ianuarie și bicolindă și nouă sărbătoare. Avem pentru toate, din tot avem. Un program foarte bogat avem. Dar totuși muzica folk, înțeleg că este așa o pasiune, o mare pasiune și pentru dumneavoastră, da, dar și pentru, da, copii. Nu prea știți cum este muzica folk la Moldova. Mai puțin, mai puțin cunoscută și practic. Dar l-am avut, ca învățător, l-am avut pe regretatul Iurie Sadovnic. Era cel care m-a ajutat în toate, îmi dădea sfaturi. Era cel care
îmi răspundea totdeauna la telefon, indiferent ce ori era. Dacă era la 12 noapte, la 12, păi Vitalisioi, ce ai vrut să mă întreb? Uite așa. Era cel care mi-a făcut legăturile astea cu interpreți din România, folkiști, cu același Florin Săsărman, cu Vasile Șoaicaru, Cătălin Stepa, cu toți ăștia. Asta omul care, el a fost promotorul meu care îmi stă în față și datorită omul acesta care l-am iubit și l-am stimat și nu l-a uitat niciodată, cum a fost el, maestru. Știu că ați fondat și un festival. De ce plânchicarele? Da, deja suntem la ediția a treia. Da, îl facem la începutul, a doua jumate lui iunie. Dar așa mi-a luat încet așa, ca mahovic, încet așa, tot micuț, mai mare, după putere așa mergem. Dar colaborez foarte mult cu artiștii din România, care invitați de onoare invit acolo. În tot anul, câțiva ani la rând, am pe cineva am o doamnă la București, foarte bună, talentată și compozitoare, cantautoare, Dana Florean. Și practic a fost deja de vreo 3 ori. Și acum plecăm noi o spuție la ea. Avem un turneu cu băieții de la Folk Band Basarabia, deci plecăm la București, avem 3 concerte cu cineva de acolo, într-o colaborare cu dânsa, dar cu artiști mai mulți. Chiar și avem și o seară de data din 1 aprilie, avem o seară unde ne întâlnim cu domnul Axel Păluț, președintele Asociației de Ghina, Viorel Burlacu, care știți, Viorel acolo o să fie, Eugen Abramu, Dana Florean, Maria Gheorghiu, are și un slogan în concertul, are un slogan, stai cum se cheamă? Salutare! Te salut, frate, de peste prută! Așa, toți iubitoare de Basarabia ne întâlnim acolo, unde suntem într-un program artistic, pregătiți și instrumental și vocal. Dacă ați privit pe pagina, ați văzut că facem și muzică. Facem, da. Și spunem și noi, Doamne ajută. Deci pe data de 1 aprilie va fi? 30, 31 și 1 aprilie. Așa. Da. Încă o dată în localitatea? La București. Chiar în oraș. Chiar în București, chiar în București. Da. Succes! Mulțumesc frumos! Eu cred că, în general, activitatea voastră este foarte interesantă și nu stați niciodată pe loc. Cred că participați la concursuri, la festivaluri, da? Adriela, zine-te un pic cum e programul și viața voastră în cadrul ansamblului. Păi, la fiecare oră de chitară discutăm despre ceva nou, întotdeauna sunt proiecte noi, avem concerte, spectacole, participăm atât aici în țară, cât și peste hotare. Chiar în această vară am participat alături de domnul Vitale în România. Am fost, da. Și cred că și pe voi vă dezvoltă altfel, cumva, faptul că faceți parte din ansamblul ăsta. Da, creăm noi relații de prietenie, atât cu interpreți cunoscuți, dar cât și cu tineri interpreți, de ce nu, prietenii frumoase. De asemenea, dezvoltăm și anumite abilități, prestația scenică și multe altele. Da, sunteți foarte bravo. Mulțumim mult. Și am văzut că vă simțiți destul de relaxați așa în platoul ăsta de televiziune. Și mi s-a părut foarte interesant că ați venit un pic mai devreme la noi, că vorba ce e, tocmai de la Drochi ați venit, și aici pe coridor băieții nu se mai vreau din cântat la chitară. Deci e o adevărată pasiune. E o pasiune, da. Pasiune. Au inspirații. Uai, și inspirația au. Deci, domn Vitale, mai avem un concert, avem vreo ieșire. Băi, uitați, avem. Stați un pic, avem. Răbdare un picuț avem. Le-am plântat dragostea asta de ghitară, cum cred că e un talent al meu. Cred că așa eu m-o crea Dumnezeu ca să mă iubească, ca să le pot reda ceea ce simt eu. Pentru că eu, de multe ori, văd niște lucruri la ei, ceea ce le redau eu, așa le văd la ei. Deci mă văd pe mine acolo. Înțelegeți cum? Mă văd așa. Chiar și aceasta, Adriela. Această minunată domniță. Mă văd pe mine. Când cântă ea, mă văd pe mine. Oh. Deci înseamnă că dragostea asta are ceva reciproc. Adică pleacă la... Bine, că sunt foarte mândru de ei. Mai ales când îi văd pe scenă și cântă atât de frumos. Mai simt și o severă un pic așa, dar stau într-o... totdeauna stau într-o atmosferă așa egală cu ei, ca să mă înțeleagă, știți cum. Dar sunteți și sever totuși, nu? Mai simt și eu sever. Nu mai sunt sever, nu cred. Păi, dar așa mi imaginez că performanța se face numai cu multă, multă disciplină, cu rigoare. Da, cu disciplină, da, corect. Da. Așa. Da, Adriela? Da. Bravo. Da. Spuneți-ne, pentru ce vă mai pregătiți acum, în perioada următoare, domnule Vitalie? Concerte, spectacole?
Deci cu punctul PI, punctul PI, da. avem un festival care o să fie organizat de domnul Petru Popa de la Casa Teatru Venimen Apostol din Soroca. Da, lui un poet, că Adriel are și piesă pe versul lui domnul Popa, dar o să fie un festival de folk unde o să fim prezenți noi pe malul Nistru, nu știu, îl face într-un sat, încă nu știm, nu este niciun regulament, dar e fixată data. Deci o să fie ceva de bază, pentru că o să fie mai mulți interpreți din România, copii din România și noi. Deci, punctul PIE o să fim de la Casa Raională din Drochia, de la noi. Care, în rest, turneul ăsta care l-avem, știu, mai vedem. Ne pregătim, ne gândim anul ăsta la deci plâng ghitarele, pentru că anul ăsta, înainte de anul, am fost la București și am luat un interviu la doamna Maria Gheorghiu la Radio București. Unii mi s-a pus întrebare, de ce plâng ghitarele? De ce nu invest? De ce râd ghitarele? Uh-huh. Și iarăși am ajuns la domnul Mihai Dolgan, pentru că i-am zis, nu trebuie, că îi spun așa. Păi în emisiune îi spun că și polchiștii sunt plângăcioși. Uh-huh. Dar nu mai sunt plângăcioși, ai văzut, cântă și mai vezi. Da, da, da. Da. O întrebare universală, care nu știu dacă o să aibă vreodată vreun răspuns, de ce plâng chitarele, dar măcar să ne punem întrebarea asta. De ce plâng? Da, e o întrebare frumoasă. Foarte frumoasă. Adriela, tu o să ne cânti imediat, live, să menționez asta. Ce o să ne cânti? Ne spui mai multe? O să vă cânt o compoziție proprie, pe versurile Veronicăi Micle. Este vorba de piesa Fugi, o piesă foarte dragă mie, care, a cărui mesaj, de fapt, este cumva lupta dintre inimă și minte în dragoste. Wow, ce frumos! Deci versuri de Veronica Micle și muzica a mea. A ta. Da. Nu știam că și scrii muzică. Am 3 compoziții actualmente. Și versuri scrii câteodată? Scriu, dar nu am reușit încă să îmbin într-o piesă și versurile mele și muzica. Apropo, piesa a fost prezentată prima dată la Calafat. Da, la tabăra cu Calafat. Ai luat un premiu. Spune că ai luat un premiu. A luat la Târgu Jiu un premiu. Așa că să te laude, Adriel. Da, v-a luat un premiu la piesa asta. Și o să vedeți că e o piesă, într-adevăr, de suflet, pentru că a fost analizată de toți prietenii mei care erau înjurați și mi s-a spus, chiar acum când am fost iarăși la întâlnirea asta la anul nou, un prieten de-a nostru de la Calafat, Dan Ban, un foarte bun compozitor și scriitor, care mi s-a spus, la o întâlnire, stam așa la o, și mi-a spus așa, Adriela a fost acea care a cântat-o pe Veronica Micle așa cum o simțit-o ea, cum o simțit-o Veronica. Mm-hmm. Să zic că ai avut o reacție bună la piesa asta, așa că merezi tot respectul meu personal pentru ce și faci tu. Mulțumesc mult! Adriela, și acum o să te invit în scenă ca să te pregătești, să-ți tragi sufletul și să ne și cânti. Domnule Burgău, vă mulțumim mult pentru că v-ați organizat, îmi imaginez că nu e ușor, să vă organizați în mijloc de săptămână, într-o zi de marți. Da? Zi de marți. Și să veniți la Chișinău. Mulțumim pentru efortul ăsta. Mulțumim. Și ne bucurăm că am putut să ne întâlnim și să vă cunoaștem și vă mai așteptăm. Bine, faci invitați să venim. Da. Am înțeles. Gata, uite. Din sub alt format. Mai venim sub alt format. Eu știu că mai avem formate, da. Ne mai vedem cu siguranță. Mersi tare mult. Da. Iar acum, stimați telespectatori, eu chiar abia aștept să auzim piesa asta, o piesă pe versurile Veronicăi Micle și muzica semnată de Adriela Bejenari, Adriela care o să și cânte în cele ce urmează, așa că o ascultăm cu mare, mare drag. Fugi, îți zic, cea mea minte prevestește numai rău. Nu te du, șoptește în taină sufletul și dorul meu. Tu cunoști câtă iubire pentru tine eu păstrez. Și apoi cu cuvintele, cum mereu te depărtez. Vai și eu, nedumerită, mă muncesc cu mult mai mult, căci nu
știu ce-a fi mai bine. Mintea, inima s-ascult, ai și eu nedumerită. Mă muncesc cu mult, mai mult, căci nu știu ce-a fi mai bine. Mintea, inima, mintea, inima, mintea, inima s-ascult, s-ascult. Nu știi cui a te-ncrede vorbelor ce ți-am rostit, sau iubirii fără de margini, ce în ochii mei citit. Nu cunoști câtă iubire pentru tine e stres. Și-apoi cu cuvintele, cum mereu te depărtezi. Ai și eu nedumerită, mă muncesc cu mult, mai mult, deci nu știu ce-a fi mai bine. Mintea, inima s-ascult, vai și eu nedumerită. Mă muncesc cu mult, mai mult, deci nu știu ce-a fi mai bine. Mintea, inima, mintea, inima, mintea, inima s-ascult.